Strategic vorbind, de ce este acest important, de ce este acest parteneriat important pentru Europa? Pentru că dacă el se realizează, și eu am convingerea că se va realiza până la urmă, va permite Occidentului să-și păstreze poziția centrală în cadrul sistemului internațional pe care Occidentul a creat, să nu uităm. În momentul de față, poziția Occidentului se află sub asalt, pentru că sunt alte centre de putere care vor să disloce Occidentul din această poziție centrală și să impună, să ocupe ei locul acesta, să impună ei regulile de funcționare ale sistemului. Și multe din aceste reguli n-au nimic de a face cu valorile pe care noi le avem, democrație, libertate de expresie, drepturi cetățenești și așa mai departe. Și atunci este esențial ca noi să ne păstrăm poziția centrală. Ori acest acord va permite ca acest lucru să se întâmple. Este răspunsul Occidentului, dacă vrem, răspunsul transatlantic, deci America și Europa Occidentală și Europa în ansamblu ei, la aceste tentative de dislocare care provin din partea noilor centre de putere.